li se aducă la cunoștință ce vrea să facă Consiliul Județean. Deci nu primarul, viceprimarul, consilierii. Deci Consiliul Județean a propus, noi suntem aici să vedem dacă suntem sau nu suntem de acord. Eu, unul, dacă văd că ne dezvoltăm și dumneavoastră spuneți că nu se... Da? O fi să fie pulte. Noi unde? Eu, unul, dacă văd că ne dezvoltăm și dumneavoastră spuneți că nu se calcă proprietatea, sunt perfect de acord. Da, doamnelor și domnilor, sunteți la analiza zilei la Antena 3 Vâlcea, unde aflați cele mai noi informații din județul Vâlcea și nu numai. După cum vedeți, scandalul este în toi la Bujoreni, acolo unde primarul vrea să impună în Consiliul Local un proiect care vizează construirea unei piste de biciclete. Proiectul este amplu, este demarat de Consiliul Județean, da, și are în vedere mai multe localități din județul Vâlcea, Bujoreni, Dăieș, Călimănești, Sălătrucel, Brezoi, unde ar trebui să existe aceste piste de biciclete care să le ușureze turiștilor până la urmă sau cei care vor să facă mișcare să le ușureze munca, pentru că astăzi în județul Vâlcea e greu să fii biciclist și să iubești, iată, să faci genul acesta de mișcare, că nu ai pe unde. Vedem și discutăm despre acest scandal și nu numai, că vă spun că lucrurile merg pe repede înainte cu reprezentanții PSD și PNL aici în platou Antena 3 Vâlcea. Domnul Gheorghe Ioniță, bună ziua, PNL. Ziua bună. Și domnul Alin Lupu, PSD, bună ziua. Bună ziua, mulțumesc de invitație, la mulți ani telespectatorilor noastre și dumneavoastră. La mulți ani. Domnule Ioniță, iată, avem acest proiect la Bujoreni. Poate domnul primar nu a reușit să explice unde a ajuns sau ce s-a întâmplat acolo? Nu, întâi era bine să menționăm care este disputa sau scandalul până la urmă. Ați precizat foarte bine, este vorba despre un proiect al Consiliului Județean și mă bucur enorm să aud că avem în plan un asemenea proiect care să lege sau să creeze o pistă de biciclete de la Brezoi până la Horezu, deci care să lege principalele stațiuni și obiective turistice din județul nostru, asigurând doritorilor și iubitorilor de ciclism un traseu de promenadă plăcut și sigur. Deci cred că nu există cineva care să nu fie de acord că existența și realizarea acestui proiect ar fi deosebit de benefică pentru județul Vâlcea și ne-ar scoate puțin în relief dintr-o oarecare umbră nemeritată. Mă rog, eu nu sunt de acord cu termenul de scandal, e poate ușor exagerat, dar accept că există o dispută, ca de altfel în orice situație până la urmă vor fi voci pro și contra. Ați văzut și dumneavoastră imaginile, domnule Ioniță, oamenii erau cumva, nu știu, spiritele erau încinse acolo, poate și din neînțelegere sau din neștiință. Categoric. În primul rând, subiectul întâlnirii de ieri nu a fost acest al pistei de biciclete, el a fost subsecvent subiectul întâlnirii, l-a constituit dezbaterea pe plan urbanistic general, care, conform legii, trebuie să cuprindă și elementele de mobilitate. Ele nu sunt obligatorii să se înfăptuiască, dar în momentul în care le-ai planificat și le-ai pus în pug, de bună seamă că și acesta este obiectivul la momentul oportun când ai finanțarea și toate condițiile asigurate să-l îndeplinesc. Ce înțeleg eu e faptul că unii oameni mai puțin informați sau mai... Da. Sau folosim poate un alt termen că suntem în precampanie, poate chiar intenționat dezinformați, ca să nu zic instigați, da? Se tem cum că și-ar pierde proprietățile. Deci ar fi expropriați. În primul rând, numai atâta să precizăm că fiind vorba despre o pistă de biciclete care
este prevăzută în Pugu, așa cum l-a prezentat primarul, prevăzută a se realiza, nu de-a lungul drumului național, cum în mod hilar ar propun unii, ci de-a lungul Oltului, deci o zonă departe de traficul infernal rutier, iar lărgimea unei asemenea piste nu depășește 3-4 metri și ea n-ar afecta decât, poate, cine știe, în 2-3 locuri, dacă nu se realizează supra-traversării, 2-3 proprietăți. Da, acolo e o dispută cu hidroelectrica. Domnule Lupu, mă interesează, revenind la ce s-a întâmplat ieri la dezbaterea de la Bujoreni, să știu opinia noastră, pentru că nemulțumiții erau cam de prin zona dumneavoastră politică. Activează cam în zona social-democrată. Da, vezi că... Și poate ne explicați dumneavoastră de ce nu sunt de acord. Noi suntem un partid democratic. În democrație contează foarte mult opinia fiecărui membru participant la acest act politic. Noi am lansat această temă și am beneficiat practic de această oportunitate de a trage bani din Programul Național de Redresare și Reziliență și a ne... ca să zic, ca dorisi cu astfel de bijuterie de pistă de biciclete. Ea, această pistă de biciclete are foarte multe beneficii, plecând de la mediul educațional, traversând și cu mediul de sănătate, pentru că în momentul în care încep să dai din pedale, haideți că citesc eu beneficiile. În mișcare și, spuneți-mi de ce PSD-ul nu susține un asemenea proiect la Bujoreni. Doamna Popescu, nu este vorba că nu susținem. Noi am lansat o propunere, discuțiile au fost cu privire... Păi nu dumneavoastră, primarul a lansat propunerea, Consiliul Județean, mă scuzați, Consiliul Județean a lansat propunerea. Poate colegii noastre PSD-și de la Bujoreni nu știu că discuțiile, e proiectul Consiliului discuțiile pornite în această, să zicem, dispută, au fost orientate către dreptul de proprietate, nu către mediul politic. Deci nu apartenență politică, nu... Înțeleg, dar în mod eronat oamenii se tem că își pierd proprietatea. Nu este vorba despre a-ți pierde proprietatea. Bun. Dar în condițiile în care există un interes public de dezvoltare zonală, există un interes public de realizarea unor, eu știu, amplasamente în care oamenii să... poată produce un plus financiar, un plus economic, o oportunitate în care să poți dezvolta acea comunitate sau să poți crea niște locuri de muncă avantajoase atât pentru comunitatea locală cât și pentru comunitatea județeană, nu cred că cineva s-ar opune. Există acolo o dispută cu privire la dreptul de proprietate, pe unde ar trebui să treacă sau pe unde consideră unii și alții că ar trebui să treacă această pistă de biciclete. Această chestiune va suporta dezbateri, pentru că este normal să suporte dezbateri. Noi nu venim și intrăm cu plugul sau eu știu cu ce să intrăm acolo și să ne apucăm să facem lucrările, decât după modul, după parcurgerea tuturor pașilor și a încerca să convingem toată lumea despre aceste beneficii. Ori în situația în care am realizat această dezbatere publică și asta a fost acolo, de fapt, o dezbatere publică. Reușit să facem un plus și un pas înainte. Consider că putem să intrăm în realizarea propriu-zisă a acestei piste de biciclete. Eu cred că este prematură, haideți să zicem, politizarea acestui subiect. Am precizat încă o dată, discuția a fost asupra planului urbanistic general, din care acest element de mobilitate trebuie doar prevăzut. Elementele de detaliu, pe unde va trece, cum va trece, dacă va afecta sau nu va afecta, vă dați seama că va constitui rezultatul studiilor de prefezabilitate, proiect de detaliu, execuție și așa mai departe. Iar niciun cetățean din comuna Bujoreni nu trebuie să se teamă că îi va fi afectat dreptul. Dacă vor fi două, trei situații în care va trebui câțiva metri să fie expropriați, de bună seamă că va primi dreapta recompensă, dar corect, este mult până atunci. Corect, și corect. Ca să lămurim și aspectul politic, eu cred că în ședința următoare de Consiliu Local, de la ședința ordinară a lunii ianuarie, când
pe ordinea de zi va fi supus spre aprobare planul urbanistic general, vom vedea foarte clar care va fi și atitudinea celor trei consilieri ai PSD-ului și abia atunci putem să discutăm de o conotație sau o opțiune politică. Deocamdată niște cetățeni de bună dreptate și-au pus niște întrebări, mai unii mai activi, alții mai superactivi, dar și-au pus niște întrebări și este rolul instituțiilor și al primăriei în primul rând și, dacă vreți, și al dumneavoastră prin această dezbatere și altele care vor mai fi, să-i lămurim asupra situației ca atare. Deci avem beneficii și, repet, nimeni să nu se teamă că nu va avea o dreaptă de despăgubire dacă va fi cazul. Dacă se ajunge în acea situație, mai trebuie spus pe acest subiect că există o petiție online. Sunt deja 4.000 de oameni care au semnat și vor ca această pistă de bicicletă să existe, da? Pe traseul acesta pe care l-am mai spus deja, Bujoreni, Dăiești, Călimănești, Sălătrucel, Brezoi. Acum, ideea este, și dumneavoastră, domnule Ionuț, aveți dreptate, pe unde se va face această pistă de bicicletă? Că nu putem să o facem pe DN7 în roțile tirurilor. Repet, nu sunt decât două variante. Aceasta pe care a spus-o, pe care majoritatea factorilor noi de decizie nu o îmbrățișăm și în ceea ce privește cel puțin comunul Bujoreni, că Oltul nu duce până la Horezul, să spunem, dar zona Băii Oltului, accesibilă pe mal, așa cum avem faleza Oltului în rândul cu Vâlcea amenajată. Și este un lucru extraordinar, că e departe, aproape și de apă. Da, acolo e problema cu hidroelectrica și știu că s-a mai discutat. Toate în parteneriat se pot rezolva. Repet, acum noi nu avem decât o linie în pug. Da, haide să nu vindem pielea ursului din pădure, nu-i așa, domnule? Da, asta era și rugămintea mea, da. Adică să vânăm și ursul. Să vânăm ursul și pe zic, urmă. Da. Deci ursul cu tot cu bicicletă în spate. Eu susțin acest proiect și mă surprinde într-un fel, cred că nici nu e necesară, dar s-a luat și inițiativa civică. De obicei, o astfel de inițiativă o iei când organismele sau instituțiile statului nu vor să facă ceva. Dar aici, eu știu că toată lumea vrea. Bună, poate că nu e ceva la hidroelectrica, dar se rezolvă. Domnule Lupu, haideți o concluzie pe subiect ca să mergem mai departe la celelalte subiecte ale emisiunii noastre. Domnul Popescu, deci concluzia mea pe subiect este că deja... ca să spun, aceste acte premergătoare sunt deja prea mult luate în seamă și prea mult disputate. Eu, din punctul meu de vedere, consider că trebuie întâi să lăsăm specialiștii să stabilească, pentru că aceștia vor stabili traseul corect, traseul real al acestei piste de biciclete, în funcție de specializările fiecărora, în funcție de trafic, în funcție de condiția de securitate a acestei piste de biciclete, pentru că până la urmă nu putem să circulăm, așa cum a spus și noastră, eu știu, pe sub roțile tirurilor sau pe altă parte. Pe de o parte, pe de altă parte trebuie să avem și un ambient frumos, elegant, în care să se poată desfășura acest parcurs al acestor biciclete. Deci, din punctul meu de vedere, sub nicio formă nu trebuie politizată această discuție și antamat această temă pe acest subiect. Pe de altă parte, este prematur a aborda un astfel de subiect în această perioadă. Da, bun. Permiteți-mi și mie, dacă tot am discutat de Bujoreni, da, aș vrea să transmit și eu, și în numele meu, dar și al filialei Partidului Național Liberal, concetățenilor și râmniceni, dar mai ales celor de la Bujoreni, felicitări și urări de bine pentru aniversarea celor 632 de ani de atestare documentară. Să-l felicit pe primar pentru acțiunea, să spunem, modestă poate, deci fără mare lux, dar modul în care a marcat acest eveniment și în același timp să-i felicităm și pe toți vâlcenii, pentru că în același timp asta înseamnă atestare documentară și a județului Vâlcea, cel mai vechi județ din țară, care își păstrează numele. Sim. Și este un atribut ceva specific județului Vâlcea, care iarăși pune în evidență acest
județ la, la scară națională. Sigur, și ne întoarcem în zilele noastre, domnilor, aici unde în politică se mai lasă și cu bătaie, că ce să faci, unii dintre noi mai au și genul acesta de probleme. Domnul Laurențiu Rădoi, președinte TSD Vâlcea, este acuzat că și-ar fi agresat iubita. Avem, o să rog pe colegii mei să-mi dea link-ul de la judecătorie, acolo unde este înregistrat un dosar pe numele domnului Laurențiu Rădoi Laurențiu Marian, este părât, dar reclamantă este iubita și vorbim de un... Poftim? Așa o cheamă? Iubita lui, da, și vorbim de un ordin de, un ordin de restricție. Mai spun că domnul Rădoi este director în, în cadrul clubului de basket Vâlcea 1924, sper să nu greșesc, dar și consilier personal al președintelui Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu. Avem și opiniile dumnealor. Aș vrea să comentăm un pic pe subiect, sigur, organele abilitate își vor spune cuvântul. Domnule Lupu, vă rog. Doamna Popescu, mă bucur că ați început cu mine pe acest subiect, pentru că eu vreau să dezmint absolut tot ce v-ați transmis dumneavoastră tocmai acum, pe de o parte. Pe de altă parte... Ce anume avem... dezmințiți, că nu înțeleg ce absolut, nu e corect absolut, din ce am spus. Deci eu. Absolut toată informația pe care dumneavoastră ați prezentat-o, pe de o parte. Pe de altă parte, v-aș ruga să aveți în vedere că pe acest portal pe care l-ați transmis dumneavoastră pe plasmă, da. Este o dată fixată acolo, 12.1.2024. Da. Mâine, mâine, cred. Mâine. Mâine. Bun. Eu zic să așteptăm rezultatul acelei cercetări. Așteptăm, noi spunem doar ce s-a întâmplat și ce anume nu am anunțat eu corect. Numai puțin. Eu aș spune că trebuie să așteptăm rezultatul acestei cercetări. Și să avem măcar un... Domnule Lupu, a spus că informația prezentată de mine e falsă. Ce anume e fals? Păi lăsați-mă ca să ajung acolo. Ce anume am prezentat e fals? Nu pot să vă spun două secunde o chestiune și după aceea să mută discuția în alt plan. Lăsați-mă în pace să-mi expun toată ideea și după aceea o să vedeți. Deci rugămintea mea ar fi să așteptăm această soluție și să putem antama ulterior ceea ce s-a întâmplat. Eu nu pot să mă pronunț cu privire la existența unor elemente ale unei fapte pe care dumneavoastră în mod, eu știu, jurnalistic ați expus-o, că ar fi de fapt o certitudine, atâta timp cât eu nu am văzut niciun fel de probă, nu am văzut absolut niciun fel de element care să mă conducă către această idee. Pe de-o parte. Pe de altă parte, cunoscându-l pe domnul Rădoi, eu vă spun că, din punctul meu de vedere, opinia este total contrară. Și îl cunosc pe acest om ca fiind un om cu bun simț, un om serios, un om respectuos, astfel încât nu ar fi apt să producă un astfel de eveniment. Păi cum nu știți dumneavoastră, deci dumneavoastră știți sigur că domnul Rădoi n-ar fi putut să își agreseze iubita, dar în același timp eu prezint informații false și anume de pe portalul judecătoriei Vâlcea, acolo unde este registrat un dosar pe numele lui. Puțin. Nu. Că nu pricep. Nu, stați puțin. Până vă mai gândiți dumneavoastră, haideți să prezentăm opinia președintelui Consiliului Județean Vâlcea. Vă dau ocazia, domnule Lupu, să vă reveniți, credeți-mă. Citez din domnul președinte al Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, contactat de colegii mei, o relație de dragoste între doi tineri încheiată urât. Laurențiu a depus plângere la poliție și se va adresa organelor abilitate. Este tot ce știu, în rest, păcat că se întâmplă astfel de lucruri. Violența este inacceptabilă și nu se poate accepta, subliniată această neacceptare a domnului președinte. Iar la final, domnul președinte Constantin Rădulescu mai spune despre cazul în care este implicat consilierul său personal. Sper ca subiectul să fie lămurit rapid de Laurențiu, pentru că în caz contrar voi dispune măsuri legale și statutare. Da. Domnule Ioniță, păi mă lăsați să-mi termin ideea. Haideți, terminați-vă ideea, vă rog. Doamna Popescu, dumneavoastră, asta vreau ca să vă mai spun, dumneavoastră ați prezentat ca și cum ar fi un fapt real, ceea ce un portal de pe o instanță. Nu, eu prezint un fapt. Pe mine mă interesează fapta în esența ei, dacă există sau dacă nu există. Sau dacă există, care este făptuitorul acestei fapte? Bine, am înțeles că domnul Rădoi acuză că el ar fi fost bătut. Nu, mai în aceste condiții. Credeți-mă, dacă a luat bătaie de la iubită, e mai... Să știți că un bărbat suportă multe din partea unei doamne sau unei domnișoare. Bun, dar ca să fii să-mi spui că ar fi o faptă certă și eu să n-am un minim de dovadă,
Să știți că eu nu mă lansez într-o astfel de... Da. Domnule Ioniță, vă rog. Nu știu ce mă rugați la circ, un accident banal, vorba poetului. Deci, un asemenea subiect, eu cred că nu merită, cel puțin în faza actuală, a constitui subiectul dezbaterii noastre și... Cel puțin eu personal nu emit și nu comentez absolut nimic. Singurul fapt real, așa cum a spus și dumneavoastră și domnul avocat, este că pe portalul instanței există o acțiune pe da, acest subiect. Se va lămuri. Ce a fost, ce am vrut să fie, noi nu vom ști. O poate niciodată. Ba nu, vom afla că vom vedea soluția de pe... Nu comentez astfel de subiecte. Mă interesează. Nu că n-aș fi împotriva violenței în familie. Toată lumea. Dar noi nu, că sunt prieteni. De-a face de nu e violență în familie. Păi, toate, sunt prieteni, nu sunt... Doamne Vescu, toată lumea este împotriva acestei violențe sau acestor acte de violență. Dar ca să poți să certifici aceste acte de violență, îți trebuie probe. Ori în condițiile în care eu nu am văzut nici măcar o probă sau un mijloc de probă sau, eu știu, un indiciu cu privire la această chestiune și cunoscându-l pe domnul Rădoi, dați-mi voie să am rezerve mari cu privire la o astfel de stare de fapt. Am înțeles. Mai vreau, înainte să ne mutăm pe celelalte subiecte, pentru că sunt o grămadă, să vă spun și care este opinia domnului Rădoi, cel puțin cea expusă colegilor mei. Domnul Laurențiu Rădoi susține că a fost vorba de o neînțelegere, că dumnealui are zgrieturi, că domnișoara nu are absolut nimic, că s-au despărțit, deci este, iată, o relație care s-a încheiat și că ea nu acceptă acest deznodământ. Deci citesc din domnul Rădoi, ca să ne înțelegem, și că domnia sa a fost nevoit să sune la poliție, înțeleg că și dânsul a depus o plângere. Vă mai spun, doamnelor și domnilor, și-l anunț și pe domnul Laurențiu Rădoi pe această cale, că are dreptul la replică oricând dorește să-și expună punctul de vedere vis-a-vis de ce s-a întâmplat. Dacă domnia sa, domnule Lupu, nu ar fi fost consilierul personal al domnului Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, dacă nu ar fi ocupat o funcție publică la clubul de basket din subordinea Consiliului Județean, credeți-mă că subiectul nu avea vreun interes public. Da, nu sunt de acord nici cu această opinie, să știți. Bun. De ce nu sunt de acord cu această opinie? Pentru că orice fel de act de violență trebuie evitat. Pe de o parte, pe de altă parte. Nu, eu vorbeam de mediatizare. Mă refeream la cu totul altceva. Da, acest act de violență... De ce discutăm astăzi despre el? Numai puțin. Acest act de violență nu trebuie să fie raportat la anumite persoane sau la anumite criterii subiective sau, eu știu, mai puțin obiective. Da. Acest act de violență nu trebuie să existe. Din punctul nostru de vedere, nu avem o astfel de dovadă a unui astfel de act de violență. Nu știm unde s-a îndreptat, către cine s-a îndreptat. Da. Eu zic că trebuie... Fi fost acolo ceva și de o parte și de alta. Eu zic că mai întâi de toate trebuie să ne raportăm când la sunt această... două persoane implicate, domnule Lupu, știți și dumneavoastră că fiecare dintre ele poartă o parte din vină. Nu, e indiferent. Știți că nu sunt de acord nici cu această chestiune. Nu împărțiți nici în mod egal? Nici măcar atâta. Nu sunt de acord nici cu această chestiune. Eu merg pe o achitare totală, adică pe o achitare... Păi e inculpat, domnule, că până acum, uitați-mă, e părât domnul Rădoi. Nu îl inculpați, că nu e cazul. Oricine are poate avea o calitate procesuală. România e foarte simplu. Eu insist foarte mult pe această prezumție de nevinovăție. Și trebuie să dăm eficiență acestei prezumții de nevinovăție, bineînțeles, până la proba contrarie. Uh-huh. Dar această probă contrarie nu există. Bun. Domnule Ioniță? Pe subiect? Nu. Pe subiect? Bun. Mergem, haideți, mergem mai departe, facem și un pic de politică ca să, pe final, așa, după ce am trecut prin piste de bicicletă, prin, iată, aceste iubiri, care, na, se mai termină și așa. Trebuie să acceptăm... Nu știe dacă se termină. Tinerețea. Da. Deci, corect. Ne așteptăm la orice epilog. Da. Bun. Pașnic. Categoric. Suntem, domnilor, la începutul anului 2024. Acum se fac în laboratoarele partidelor politice, se fac și se desfac liste, se aranjează și se dezaranjează candidaturi. Domnule Lupu, vreau să știu dacă
mizați tot pe o candidatură la Consiliul Județean sau poate, nu știu, veți fi candidat în altă parte? Doamna Popescu, toată această perioadă de când mă aflu în politica vâlceană, m-am străduit să vă captez atenția. Da. Am stat prin ceea ce a spus dumneavoastră că nu am reușit în totalitate și atunci vă readuc în memorie faptul că răspunsul pe la această întrebare... Ieșiți din politica vâlceană. Nu, vi l-am dat la ultima emisiune. Da, gândeam că v-ați răzgândit. Nu, să știți că sunt din punct de vedere emoțional, din punct de vedere sentimental, din punct de vedere politic, sunt un om foarte stabil și din punct de vedere profesional. Dar știu ce trebuie să fac. Răzgândi. Și întotdeauna abordez așa cum trebuie toate aceste directive. Rămân deci Consiliul Județean. Da, rămân la aceeași discuție. Domnule Ioniță, dumneavoastră știu că la PNL sunt competiții interne în desfășurare, nu sunteți în niciuna. Vorbesc pentru Consiliul Județean, pentru... Tocmai la întrebarea dumneavoastră mă gândeam că anul politic și chiar socioeconomic 2024 a început cumva neobișnuit de cam, zic eu, da. O stare de vasi normalitate în ciuda celor două războaie în plină desfășurare și să zicem și în ciuda schimbării bruște a vremii. Nu, dar chiar este o acalmie, un început de an, aș zice, normal, poate și generat de faptul că, cel puțin politic, este unul dintre puținii ani în care, pe care îi începem cu un buget pe masă. Corect. Cu un buget pe masă și este o mare realizare a acestei coaliții. Dar mă bazez pe memoria noastră, domnule Ioniță. Oare am mai avut vreun an electoral cu atâtea multe rânduri de alegeri? 4? Nu cred. Nu. Este în premieră. Anul care vin 5. Dacă nu mă înșel, pentru că... Mă rog, locale, da! Adus, punând în, la numărătoare cele două tururi obligatorii de prezidențiale. Da, pentru 5. Că... A, ok, bun. E greu de... Dar 5 n-am mai avut, parcă am avut... Nici 4, nu? Da, nu, este... Am avut un referendum și cu un rând de alegeri. Urmarea schimbării... Și în 2020... mandatului... Din 2004 de la... Domnul Ioniță, dar am avut în 2020 europarlamentare, locale și prezidențiale, parlamentare și prezidențiale. Ba da, n-am avut da, în... Dar nu 4. Nu, 5, nu 5. Nu 5, dar... Așa, bun. Deci e o premieră din punctul acesta de vedere. Este o premieră și de aceea în această perioadă partidele sigur își fac acum strategiile. Chiar noi vom avea Consiliul Național la sfârșitul când? Lunii, 27 sau 28, nu mai țin minte exact, când probabil vom avea pe ordinea de zi și fuziunea cu ALDE. Iar ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, poate că ați intuit într-un fel, nu sunt total hotărât în ceea ce privește implicarea mea în continuare în politică. Sunt înscris în competiția pentru europarlamentare, competiția internă. Mi-aș fi dorit, poate chiar din liceu, o asemenea activitate. Am citit pe vremea aceea o carte, Senatorul, nu mai țin minte, care m-a marcat. Am foarte, privind viața politică în Statele Unite, mi-ar fi plăcut să... activezi în Parlament, dar lipsa de credibilitate a acestei instituții, faptul că este cea mai hulită instituție, creează unele rezerve și reticență în privința posibilității de a realiza în Parlament ceea ce gândesc. Mi-ar fi plăcut să avem alegeri uninominale, am candidat cu dragă inimă și cu toată energia în 2008, și dacă ar fi alegeri uninominale, în continuare vot uninominal, n-aș pregeta să mă înscriu. Repet, sunt deocamdată în competiția internă, indiferent dacă voi candida sau nu, oricum mă voi implica total în campania pentru parlamentare, locale și prezidențiale și, bineînțeles, prima europarlamentarele din luna iunie, care vor da tonul... Tonul la tot ceea ce va... Acum PNL-ul este într-un picaj în sondajele de opinie. Sper să-și revină.
E pe platou după... Deci, na... De ce iar... un sondaj pe care l-am văzut astăzi? Da, da? Așa? Arăta... Nu știu acum, sigur că venea din zona PSD-ului, cum spunea uh-huh. cineva, dar nici acolo, 30% PSD-ul, 20% PNL-ul. Deci un scor de 23-25% este realizabil pentru PNL, da? Da. Și eu cred că pe 23-25? Unde... La sută, da. Și eu cred că pe undeva acolo este și electoratul de dreapta, cu viziunea. Sunteți de foarte optimist, liberală. Domnule Ioniță. Domnule Lupu. O dată, o creștere de 3-5% față da. De 20%. Pe sondaj repede că trebuie să ieșim. Adică PSD-ul da. Este undeva în zona în care nici nu crește, nici nu scade, nici bine nu e. Domnul, 30% e noi tot timpul am făcut... Au mai mult. Păi de asta spun. Noi tot timpul am fost constanți. Tot timpul am avut sondajele care s-au și confirmat în alegeri, în tururile da. De scrutin. Și tot timpul am avut o strategie politică abordată în mod corect și onest față de cetățenii acestei țări. Tot ce am promis în aceste campanii electorale am realizat. Ba mai mult decât de atât, la nivelul județului Vâlcea am și depășit ceea ce am promis. Chiar și prin realizarea obiectivelor, dar și prin investițiile pe care Consiliul Județean prin managementul, să spunem, dacă doriți așa, managementul politic al domnului președinte Constantin Rădulescu, al celor doi vicepreședinți. Deci eu zic că avem o structură politică foarte bună, foarte bine ancorată în realitatea politică și abordăm aceste alegeri în la modul cel mai serios. Da, mulțumesc, mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost domnul Gheorghe Ioniță, reprezentant PNL Vâlcea, domnul Alin Lupu, reprezentant PSD Vâlcea. Eu sunt Magda Popescu și vă aștept și mâine la analiza zilei de la Antena 3 Vâlcea. La revedere! La revedere!